Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară. Etalare pentru februarie 2021. După cum vedeți, au venit deja cărțile. Destul de intense. Mesajul principal este să aveți încredere. Aveți încredere în sentimentele voastre, în visele care vă ghidează, în ceea ce aveți de făcut. Încercați eventual să vizualizați ceea ce vreți să faceți și să aveți încredere că se va materializa ceea ce vă doriți. Trebuie să lăsați în urmă. Let go a venit. Unde a mai venit? A mai venit la Gemeni, dacă are vreo legătură. Însă, lăsați în urmă o situație. Pentru că acum nu înțelegeți lucrurile, sunt mai profunde, sunt destul de complicate și nu le puteți rezolva singuri. Eventual, lăsați în urmă lucrurile cu care v-ați obișnuit și încercați și anticipați, aveți încredere că și lucruri care par ireale, aveți încredere în acest inorog. Care, da, în spatele vostru e ireal, are un corn, are niște aripi, nu e pământean, dar aveți încredere că veți manifesta acest vis. Pentru că inorogul ține de o stare de visare, da? Dar aveți încredere, repet. Eventual, renunțați la lucrurile care vă țin pe loc. După cum vedeți, femeia ține un cățeluș, da, e important, prietenul, să fii fidel, da, e important să fiți loial, într-adevăr este, dar uneori s-ar putea să fie într-un peisaj prea, o chestiune prea mică într-un peisaj prea mare sau într-o misiune mai mare. Aveți încredere. Eventual, unii dintre voi poate ar trebui să faceți yoga, să vă găsiți libertatea în lucru cu energiile, cu mentalul vostru, ca să puteți să vă recăpătați încrederea, să vă ghidați uneori, nu cu obsesie, nu obsedant, eu personal nu fac, știu că voi ascultați multe etalări pe multe canale și eu mai ascult, dar nu chiar atât de mult pe cât ați crede voi. Nu ghideți viața doar după tarot și după oracole sau după astrologie, da? Deși le practic. Nu ghideți viața doar după asta. Închideți viața și după mesajele pe care le primesc în viața de zi cu zi. Divinitatea ne poate vorbi oricând. Plus că trebuie să și acționăm. Nu pot la fiecare acțiune să întreb cărțile sau astrele. Trebuie să existe o oarecare libertate de mișcare. Și în practic, și în fizic, și în energetic. Dar renunțați la ceva. Rămâne de văzut la ce trebuie să renunțați și aveți încredere că va fi bine. Totul va fi bine. Prima carte care a vrut să se arată este Spânzuratul, Casa 12 a Peștilor, opusă vouă. Casa Necunoscutului. Aveți încredere, da? Că veți fi iluminați. E vorba de vise, de ghidaj spiritual. Aveți încredere și renunțați la lucrurile care vă țin. Sau aveți impresia că vă țin pe loc. Da, aici este o impresie că sunteți legați fizic, dar mental, spiritual, energetic nu sunteți legați, da? Ați stagnat în niște direcții, cu un scop, ca să găsiți noi perspective, noi soluții, noi viziune, apropo de viziune, da? Iar ce s-a mai arătat? 7 de bâte, 5 de monede, regina de bâte și 10 de monede. Pentru unii dintre voi, un semn de foc, că vă apare de două ori, regina de bâte și 7 de bâte, se luptă pentru voi, semn de pământ, să mențină o relație, o relație care nu e tocmai satisfăcătoare. Scârție, sunteți în frig, în ceață, vai de capul vostru, cum mergeți împreună, vă suportați mai mult. Da, vă și ajutați, v-ați ajutat de-a lungul timpului, dar trebuie să schimbați ecin și trebuie să schimbați atmosfera. Trebuie să intrați la căldură în această relație. Cineva se luptă pentru această relație. Acum, că sunteți voi, că sunt ei, văd totuși semn de foc. Dar ați putea fi voi care vă luptați, nu zic, că poate aveți acolo planete. Că sunt și fecioare bătăioase. Însă, până la urmă,
Revin. Cred că cineva în semn de foc se luptă pentru voi. Să mențină o stare. Însă, acest personaj se simte trădat, obosit, epuizat. Poate că și voi pe partea voastră. Poate că și voi sunteți defensivi. Dar trageți așa împreună. Rămâne de văzut la ce concluzie ajungeți. Luați mesajele, sfaturile, dar nu luați decizii importante doar după o etalare, ci după mai multe confirmări pe mai multe planuri. Iar o altă variantă, ați încheiat un ciclu de trădări, poate chiar voi l-ați încheiat, acest ciclu de trădări, poate cu un semn de aer, pentru unii știu clar că ați fost cu un semn de aer. Un semn de aer poate care v-a sedus și apoi v-a lăsat în urmă, v-a lăsat în fric și în ceață și apoi a devenit defensiv, iar există și varianta asta. Dar încheiați ciclu, dacă a fost să fie gata, let go, lăsați să se ducă pe apa sâmbetii. Și în momentul în care lăsați, recâștigați-vă energia, încrederea, măi, regina de bâte are încredere, preluați această energie. Preluați această energie plină de, ia uite, plexul solar, da? Aveți încredere, energie, creativitate. Că veți manifesta ceva deosebit. Și da, chiar dacă la un moment dat lucrurile vor mai scârțâi și financiar, și relațional, și poate chiar vă veți simți singuri unii dintre voi, aveți încredere că încet, încet vă veți recăpăta energia și veți fi apți de luptă. Nu vă mai trebuie să fiți sprijiniți de nimeni, de familie, de colegi, de prieteni, de aia, de ailaltă. Nu. Veți deveni suficient de puternici ca să vă zbateți voi pentru ceea ce vă doriți. Pentru că e 7 pentru o relație visată, anticipată, în aceste momente de iluminare. La capătul setului de cărți, iar let go, moartea. Lăsați să se ducă o situație, iar apare semn de aer, semn de apă, semn de aer. O dragoste, o poveste de dragoste cu un semn de aer, dar nu sunt cele mai frumoase cărți din aceste semne de aer. Este cel care fuge, cel care se eschivează, cel care evadează și blocajele. V-ați blocat casa pentru o iubire ascunsă unii dintre voi. Și totuși apare această moarte. Poate unii să fi iubit pe cineva cu marcaj în scorpion. Da. Însă moartea înseamnă să lăsați să se ducă, să se transforme acest lucru. Dacă nu-l puteți materializa, lăsați să se transforme, să se ducă și asta e. Ca să nu vă blocați nici casa, sau întâlnirea cu flacăra geamănă sau cu alți prieteni cu altă energie benefică. Hai să vedem eu în ce să le amestec acum cărțile. S-au oprit aici cu un scop. Mai amestec o dată, deși erau amestecate Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară, Februarie, era să zic Septembrie, iau de Cavalerul de Bâte. Recâștigați-vă încrederea, cheful de viață, e și aventuros Cavalerul de Bâte, rămâne de văzut. Reconstruiți-vă. Trei de monede, reconstruiți-vă. Aveți încredere și creativitate să vă reconstruiți judecata, da? După ce încheiați iar, ce trebuie să încheiați? E un capitol. O aventură cu cineva? Poate. Asul de bâte. Fecioară. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară. Februarie 2021. În trecut. Îndrăgostiții. Valetul de monede. Marele preot.
Marele preot reprezintă tradiții, familie, sistem, legături, contracte. Alegeri importante în dragoste, între un suflet care ați simțit că vă completează și datoria voastră undeva, în familie, în societate, la job. Scuze. Mai vedem dacă e nevoie să clarificăm. În prezent, regina de monede, o nouă de spade și nebunul. Și în viitor, doi de spade, 10 de monede și împăratul. Nu-i semnificativ asta. Ia uite, asul de cupe. La capătul setului de cărți. Wow, asul de cupe și asul de bâte. Aici ați putea fi voi. Patru de monede. Unii dintre voi. Și magician. Și aveți și un semn de aer și împărăteasa, măi. Iar. O situație iar complicată. O dezamăgire care a trebuit tratată. O dezamăgire care a apărut datorită unor secrete. Poate o relație în secret. A voastră sau a altuia. O relație care a adus în discuție problema dreptății, a moralității pentru unii dintre voi. Nu știu dacă aceste dezamăgiri și aceste secrete au pus în discuție și un divorț pentru unii, dar problema dreptății, a justiției, a onestității, a apărut datorită acestor secrete și dezamăgiri. E o problemă, zic că a apărut această problemă pentru că nu știu dacă ați rezolvat-o. Teoretic, cu acel 10 de pâte ar fi trebuit să o rezolvați. Vorba de o casă, de mama copilor voștri, de soția voastră, de un rege de spade și un magician, cu fi geamăn, cu fi vărsător, cu fi balanță, iar că vă balanța de două ori. Mai. Ce simt? Că sunt cărți foarte puternice toate, foarte puternice. Între o dragoste, cum văd aici, îndrăgostiții, pardon, asul de bâte, asul de cupe, îndrăgostiții, pe de o parte, și pe de altă parte, chestiuni care țin de tradiții, da? Justiția, patru de monede de bâte, casa, lucrurile oficiale, o relație oficială, mama sau soția voastră. Și cineva cu o autoritate destul de puternică în acest context. Că ar fi mai multe persoane, ar trebui să le clarific, să le așez într-un anume fel. Variază. În principiu, voi vă știți povestea.
Dar pentru că lucrurile astea țin mai mult de trecut, le lăsăm în trecut. Acum, în prezent, aveți regina de monede, 9 de spade și nebunul. Iar regina de monede înseamnă pentru mine soțul, soția, casa, o persoană casnică. Nu casnică, o persoană care își dorește stabilitatea. Puteți să fiți voi sau cineva, altcineva. Dar eu zic că voi sunteți cei care vă doriți stabilitate. Vă doriți abundență, vă doriți să fiți în mediul vostru pământean. Să aveți spor, fertilitate, eu știu, tot ce e mai bine. Și totuși există cineva care își face griji pentru o nebunie. Eu am senzația că începe să vă păstrați echilibru în această situație. Cineva își dorește un nou început cu voi pentru unii și se gândește stresant cum să înceapă ceva cu voi. Oricine poate fi. Nu e obligatoriu să fie semnul de aer pentru unii. Poate să fie semnul de foc care se luptă pentru o relație. Poate să fie oricine. Cineva își dorește un nou început cu voi. O să clarific cărțile. Pentru unii dintre voi, această regină de monede să vă reprezinte ca semn de pământ, da? Latura voastră feminină, stresându-vă pentru un început. Dar dacă vreți să-l manifestați acum în februarie, nu vă recomand cu Mercur retrograd, mai ales că Mercur vă guvernează. Dacă manifestați acest început în orice direcție, că tot ce să lăsați în urmă și să luați la capăt. Am văzut și moartea, da? Să luați la capăt, ok. Dar când iese Mercur din retrogradare? Până atunci aveți timp să vă gândiți, mai ales că atât timp cât va fi Mercur retrograd, s-ar putea să aveți și gânduri în plus, griji în plus, stres în plus. În viitor, blocați ceva. Doi de spade. Blocați ceva. Să sperăm că vă recăpătați controlul și controlul în familie și stabilitatea. Pentru unii simt că există un om puternic cu autoritate care vă influențează familia sau atmosfera din familie. Acum, că este șeful care nu vă dă bani în casă sau care vă dă mai mulți bani în casă, că poate să fie influență benefică sau mai puțin plăcută, da? Poate să varieze. Am senzația că există un personaj cu putere, cu influență, care vă afectează viața de familie. Parcă se uită așa, dominator, insistent către această familie. Hai să și clarificăm. Ce acest 9 de spade? Clarificăm 9 de spade. Dacă voi sunteți că lăsați în urmă ceva și aveți încredere că veți manifesta acest spor, este minunat. Probabil că unii dintre voi vă faceți în continuare gânduri cum să începeți o nouă afacere, cum să aveți victorie, afacere, cum să faceți rost de bani ca să deveniți această regină de monede, cum să aveți o victorie într-o direcție. Vreți să începeți un proiect nou. Poate să fie și un proiect, poate să fie și o afacere, poate să fie și o relație, orice este ceva zero. Let go, moartea și zero. Și vă gândiți insistent, poate prea mult. Acum, pentru unii posibil, cineva de la drum, 8 de bâte, să se gândească insistent cum să manifeste dreptate și cum să înceapă ceva nou cu voi, posibil.
Semn de aer sau semn de foc. Și una și alta. A fost o separare între voi și acest personaj. A fost o separare, un trăsne, ceva s-a dărâmat între voi și acest personaj. Din ce motive? Că or fi prietenii, că or fi multe. A fost un trăsnet între voi. Un drum, poate, și un consum de energie. Însă, dacă nu sunteți voi, cineva se gândește la voi cum să înceapă ceva nou. Sunt ai... Am văzut mai devreme asul de cupe și asul de bâte, acum asul de monede și asul de spade. Toți așii am văzut acum. Cine e regina de monede? Te rog frumos, clarificăm cine e de regina de monede. Sunteți voi altcineva? Frumos ar fi ca voi să vă regăsiți valoarea și stabilitatea, pentru că regina de monede își cunoaște valoarea. Regina de monede, te rog frumos. Regina de monede, clarificăm, te rog frumos, la regina de monede. Mai, mai te rog, arată-te. Regina de monede, o dată, două ori, de trei ori. Ok. Zice de bute? Iar o situație secretă, iar o sunt niște dezamăgiri. Măi, ce complicată viața aveți, unii dintre voi. Că așa se întâmplă. Când apare încă ceva mai mult de doi, se complică lucrurile. Din partea voastră sau din partea lor? Ați putea fi voi sau soția voastră care se consumă din cauza unor secrete, intuiește niște lucruri, să zicem. Pentru alții. Iar văd o căsnicie care consumă sau o relație sau un job, poate să fie un job. Și soția cuiva. Și iar niște secrete. Clarificăm regina de bâte mai bine. Cine e regina de bâte? Clarificăm regina de bâte. Hai, te rog frumos. Arată-mi cine este regina de bâte. Arată-mi, te rog frumos. Arată-mi cine este regina de bâte. Ok. Ia uite. Sunteți voi, da? Eremitul. Poate un pic însingurați. Poate unele doamne își cunosc valoarea și se însingurează. Din cauza acelor decepții. Deci sunteți voi. Ia uite. Iar dezamăgiți dintr-un trio pentru unii. Și dacă nu fi fost trio, o fi fost o bucurie cândva care s-a terminat cu lacrimi, da? Un trăsnet, iar... necesar ca să vă aducă cu picioarele pe pământ eventual și să vă vindecați. Și posibil cineva vrea să înceapă ceva nou. Acum, când începeți cu ei, dar deocamdată nu văd o împăcare. Văd ceva nou. Zero. Aș, aș. Clarificăm nebunul. Ce este acest ceva nou la picioare? Dar, repet, recomand să începeți la sfârșitul lunii. Posibil semnul de aer să-și dorească ceva nou cu voi. Acum, evident că voi, probabil că nu comunicați cu ei, unii dintre voi. Deși văd comunicarea din partea lor, își doresc comunicarea și voi poate nu. Da, vrea să ceva să construiască, vrea să vină cu mesaje, vrea să vă convingă, să vă...
Și totuși mai există un semn de foc. Trebuie să fie un semn de foc aici. O adevărată bătălie. Aici e o adevărată bătălie. Există și un semn de foc aici. Pentru unii. Și dacă nu-i semn de foc, este semnul de aer care vrea să vă seducă, să vă nu știu, convingă. Regina de bâte, șase de bâte, vrea să vă convingă să începeți ceva. Rămâne de văzut, dacă voi veți mai vrea. Pentru că văd că blocați. Pe cine blocați? Doi de spade, ia. Arată-mi și mie pe cine blochează fecioarele. Cine blochează? Doi de spade. Clarificăm doi de spade, te rog frumos. Clarificăm doi de spade. Pentru că împăratul puteți să fiți voi, care vreți să vă controlați viața și să fiți în echilibru, într-o stabilitate, nu mai intrați în triunghiul, nu este o formă geometrică chiar stabilă. Depinde. Clarificăm doi de spade, te rog frumos. Doi de spade, doi de spade, doi de spade. Hai, uite că nu vrea. Trebuie să... Așa, ia uite. Blocați o situație care vă ține pe loc. Ia. Vreți să mergeți? Ia uite. Vreți să renunțați la triunghiuri, la situații neclare, dezechilibrate, să încheiați acest ciclu, da? Și să mergeți către destinul vostru. Faetonul. Sunteți determinați să mergeți, să ieșiți din stagnare. Ia, mai dăm o carte. Clarificăm doi de spade și spânzuratul. Clarificăm. Ce trebuie să... Ia, da. Vreți să vă vindecați? Valetul de cupe. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte pentru acest format. Doi de spade, spânzuratul, valetul de cupe. Mai dăm o carte. Ce se întâmplă? Cine e acest valet de cupe? Uf! Ia uite, mă. Cineva vrea să încerce o împăcare după o dezamăgire. Dar am senzația că voi îi blocați. Încă o carte, te rog frumos, da, vreți să vă vindecați. Mai dăm o carte pentru acest. Cine acest trei de spade? Cine acest doi de spade? Voi blocați pe cine? Pe cei care v-au dezamăgit, e normal. Let go, ca așa ce, let go. Lasă să se ducă. Bine, puteți comunica, calmi. Nu sunt multe. Cineva vrea să se împace, că am văzut judecata. Cu Mercur retrograd, o să vină oameni din trecut să se împace cu voi. Cu noi toți, evident. Clarificăm trei de spade. Cine acești trei de spade și valetul de cupe? Clarificăm. De ce vreți să-i blocați? Ce au făcut? Te rog frumos, clarificăm. Doi de spade, trei de spade. Spânzuratul. Valetul de cupe. Clarificăm, te rog frumos, noi. Mi s-a părut mie, s-a mișcat. Văzut temperanța, trebuie vindecată rana asta, că e foarte profundă. Clarificăm. Mai, dar nu vrei? Hai, mai dăm o carte totuși. Văd zodia leului pentru unii. Ce ar putea să însemne asta? Variază. Voi știți? Văd un blocaj al unor situații în care cineva s-a sacrificat, dar sacrificiul a venit, cum a venit mai devreme, ca să înțelegeți niște lucruri. Da? S-a sacrificat. Cineva își dorește o împăcare, își dorește să-și exprime sentimentele, că este dezamăgit și totuși văd aici semnul leului. Soarele, de fapt, trezirea, să nu fie doar semnul leului, că poate nu toți aveți de-a face cu cineva în semnul leului, da, în zodia leului sau cu marcaj acolo. Este soare, este trezirea, probabil că cineva se trezește și totuși. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte. Ce este acest soare? La ce se referă? La trezirea cuiva? Este un om? Ce este o stare? Împăcare. Ce este?
fajton. Zicem că aveți parte de o trezire, da? Că am zis că spânzuratul mai devreme sau mai târziu vine cu iluminarea. Aveți parte de această iluminare și vă hotărâți să mergeți către steaua voastră, destinul vostru. Zece de monede. Acasă, ce se întâmplă acasă în tradițiile în care ați fost crescut? Ce se întâmplă acasă în căsnicia voastră? Oh. 10 de monede, interesant. Aveți conflicte acolo? Acasă aveți niște conflicte. Încercați să puneți capăt conflictelor. Unii dintre voi. Unii dintre voi. Judecata înseamnă să judecați corect, să renașteți ce e de renăscut, ce se poate renaște. Ce se poate renaște. Împăratul, cine e împăratul, te rog frumos? Cine este împăratul? Ia uite, regina de cupe. Mă îndoiesc că este regina de cupe împăratul. Cred că altceva vrea să spună regina de cupe. O să pun deoparte, totuși, să vedem dacă are vreo legătură. Clarificăm împăratul. Împăratul poate să fie dorința voastră de a vă reconstrui viața, de a vă controla viața după toate dezamăgirile, de a intra în control. Dar poate să fie și cineva cu autoritate. Împăratul, te rog frumos, clarificăm. Uite. Mai. Iar văd semne de apă. De ce, domnule? Dă-mi o carte. Mai dăm încă o carte. Ce-i cu acea regină? Cinci de cupe și împăratul. Ce înseamnă asta? Exact, anume. Ce înseamnă? Mai dăm o carte. Clarificăm. Nu, sunt prea mult de stres mental. Clarificăm acești cinci de cupe și împăratul. Și ia uite, mă. Văd că numai semne de apă au venit la acest împărat. Și este destul de ciudat. Posibil cineva nu și-a arătat dragostea. S-a controlat prea mult, a vrut să domine și totuși are o dragoste de a arăta și acum regretă că nu și-a arătat dragostea. Regretă această fericire pierdută. Acest împărat ar putea să fie... Pentru că regina de cupe asta reprezintă dragoste. Și simt că acest împărat nu a arătat aceste lucruri, le-a ținut secret. Nu că nu le-a avut, nu le-a arătat. Poate chiar acasă. Și din acest motiv, acum se luptă să vă cucerească. Rămâne de văzut. Destul de complicat. Dar evident că sunt energii care sunt în curs de dezvoltare. Vom vedea și luna viitoare. Oricum, e un februarie foarte încărcat. E un februarie foarte încărcat pentru foarte mulți dintre noi, dintre voi. Pentru unii dintre voi se poate să fie același personaj care reapare aici și are această dorință de împăcare. Dar depinde foarte mult, evident, că nu vă lăsați
Deciziile, repet, vi le luați voi după ce primiți mai multe confirmări pe mai multe direcții. Nu dintr-o singură etalare și nu într-o singură lună. Mai ales, deciziile importante nu se iau când sunt planete, mai ales Mercur retrograd, pentru că Mercur ține de rațiune și vă guvernează în mod special pe voi. Deci, hotărârile importante mai spre sfârșitul lunii. Da, fecioarelor, dragii mei, voi de câtva timp tot treceți prin foarte multe. Și am senzația că nu doar că ați trecut, dar vă este și greu să vă detașați. Vă vindecați mai greu, unii dintre voi. Pe de o parte este orgoliu vostru, pe de altă parte tendința semnelor de pământ de a ține la ceva, poate mai mult decât e cazul, de-aia vi se zice să lăsați în urmă, let go și aveți încredere. Acum, din câte cărți v-am arătat și câte am încercat să clarific, vă rog frumos să vă selectați mesajele și să aveți încredere că totul va fi bine. Și încercările acestea sunt spre creșterea voastră, spre regăsirea voastră și în primul rând regăsirea valorii voastre a unora dintre voi, care poate sunteți fecioare mai timide. Și dacă nu sunteți fecioare timide și sunteți fecioare încrezătoare, oricum toți mai greșim. Aveți ceva de lăsat în urmă și e greu. Da, ce să mai... N-am ce să mă comentez. Mai comentați și voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Pa, pa!